Schimbările bruște de temperatură au făcut ca numai într-o săptămână 180 de giurgiuveni, adulți și copii să apeleze la ajutorul medicilor. Afecțiuni respiratorii, tuse și febră sunt principalele simptome pe care le-au prezentat pacienții medicilor de la Unitatea de Primiri Urgențe Giurgiu. Deși nu este declarat o epidemie de gripă, numărul cazurilor a crescut de când temperaturile au scăzut semnificativ. Unul dintre factorii principali de răspândire a bolii, în mod special la copii, este începerea noului an școlar. Potrivit medicului Elisabeta Bene, numărul cazurilor au început să crească încă din luna septembrie, când circa 480 de giurgiuveni s-au prezentat la doctorii de la urgență cu astfel de afecțiuni. În luna septembrie s-au prezentat, din totalul de prezentări care ajunge și la 1000-1500, 480 de cazuri de afecțiuni respiratorii, iar în ultima săptămână din septembrie media a fost de 180 de cazuri de afecțiuni respiratorii adulți și copii. Pentru a vă feri de viroze, medicii recomandă în perioada rece să ocoliți aglomerațiile. În această perioadă este bine ca alimentația să fie bogată în proteine, legume și fructe. Dacă răceala a reușit totuși să se instaleze, nu este indicat să vă tratați singuri acasă, ci să apelați imediat la medicul de familie. De asemenea, medicii ne sfătuiesc să avem mare grijă în următoarea perioadă, când se anunță o încălzire ușoară a vremii. Aceasta poate fi însă înșelătoare, mai ales pentru cei mici.